Bine v-am găsit, domnilor și domnilor, la intrare liberă. Astăzi vă propun să vorbim despre locul creatoarelor în teatrul românesc, pornind de la constatarea că sunt tot mai multe absolvente de regie, dar numărul regizoarelor în teatrul de stat rămâne redus, și de la ideea, de la o altă evidență, că poveștile, narațiunile și temele feministe sunt tot mai vocale în acest timp. Așadar, mă bucur că purtăm discuția asta în studio cu câteva nume ale criticii teatrale de la noi, universitarele Oltița Cântec de la Iași, Mihaela Mihailov de la UNATC București, apoi Cristina Rușieschi, critic de teatru, și via Zoom ni se alătură Irina Wolf de la Viena, care, bună ziua. Mulțumim, care are o perspectivă extra românească, venind dinspre spațiul german și italian. Acum, discuția noastră a pornit de la o carte care se intitulează Teritorii de recuperat, teatrul prin lentila de gen, un proiect editorial realizat de Festivalul pentru Publicul Tânăr de la Iași, pe care îl coordonează Oltița Cântec. Și încă o precizare de la început. N-am vrut ca, potrivit subiectului, dispozitivul din platou să fie unul 100% feminin. Lansasem și câteva invitații pentru niște regizori. Le-a care fost frică. Nu le-a fost frică, dar chiar așa s-a întâmplat. Circumstanțe care pot fi scuzate au făcut ca, iată, astăzi să fim în această formulă, în platou. Oltița, era nevoie de cartea asta, pentru că în carte sunt mai multe analize semnate de mai multe specialiste. Sunt numai doamne, da? Da, sunt numai doamne, așa s-a întâmplat, dar mi-asum o eventuală acuză că suntem exclusiviste. Ne salvează totuși faptul că unul din cei doi traducători este Mircea bărbat. Mircea Sorin Rusu. Mircea Sorin Rusu, care volumul este bilingv, după cum se și vede, o parte din traduceri fiind făcute de Carmen Tărniceru. Da, consider că este un volum necesar, pentru că sunt teritorii artistice de recuperat. A fost o vreme foarte îndelungată din istoria universală a teatrului, când, din motive istorice, sociologice, de mentalitate, femeile nu aveau ce să caute în viața teatrală. O făceau în număr foarte mic și cumva ascuns, pe furiș, pentru că mentalitățile vremurilor considerau că femeia, rostul femeii în societate este să procreeze și să se ocupe de gospodărie. Sunt statistici foarte interesante care atestă o realitate, sigur, din fericire, în curs de schimbare, dar încă sunt foarte multe de făcut. Și așa cum scriam și în prefață, cred că cea mai bună abordare a acestei tematici, fără extremisme, fără radicalisme păguboase, dar într-o modalitate realistă și implicată, cred că în acest sens elocventă este replica Norei, care îi spune lui Torvald: așează-te aici, avem foarte multe să ne spunem. Nora de Ibsen. Nora de Ibsen. Tu citezi aici, Oltița, o statistică europeană făcută în 22 de țări, care arată că în programele teatrale scanate raportul e de 4-6 în favoarea bărbaților, genul masculin e încă dominant în dramaturgie, regie și profesiile tehnice. Și ce facem? Vrem cote de gen? Personal, nu sunt pro-cote de gen. Sunt pentru egalitatea de șanse, sunt pentru ca artistele să aibă un cuvânt egal de spus, acces egal în primul rând, și un cuvânt egal de spus în ceea ce privește esteticile actuale.
Adică un tip de reglare naturală, nu? Nu naturală, dar naturală, așteptăm, va dura teatral. Prea mult și sunt foarte multe artiste care nu vor mai avea la dispoziție asemenea durate. Prin programe care să concentreze, să se focalizeze pe creația feminină, prin proiecte care să stimuleze dramaturgia, care să favorizeze, da, personajele feminine, pentru că, iarăși recurg la niște cifre, chiar dacă un pic mai îndepărtate temporal, dar o să am și un exemplu actual. Pe vremea lui Shakespeare, de exemplu, din 900 și ceva de personaje, 981 de personaje câte apar în dramaturgia lui, doar 155 erau femei. Sigur, erau cu tot o altă epocă, dar sunt cazuri flagrante și în contemporaneitate. La... Că nu sunt partituri interpretative consistente pentru femei? Sunt chiar interdicții. De exemplu, Samuel Beckett n-a fost de acord în timpul vieții lui și a lăsat și prin testament interdicția ca personajele din Așteptându-l pe Godot să fie interpretate de actrițe, ceea ce este o mare nedreptate. Și-a motivat interdicția? Nu știu. Nu și-a motivat interdicția. Interpretările sunt diverse. El a spus că o face pentru că textul este scris într-un anumit stil și nu ar vrea ca printr-o distribuție feminină registrul absurd, teatrului absurdului să se schimbe și să cadă în, nu știu, alt registru pe care îl numesc. O avem pe Oltița, care este poziția coordonatoare a cărții și avem într-o parte și alta cum să-i spun, feminismul în variantă mai apăsată și valorile femininului la Cristina, așa cum ai scris în analiza ta, și nu neapărat un discurs care să capete nuanțe, în fine, teziste. În fine. Acum, despre Mihaela știm foarte bine, știm foarte bine activitatea de la Centru Replica, care e un teatru comunitar, un teatru de educație, care a abordat în ultima vreme tot felul de teme importante pentru discursul feminist. Cum vezi tu lucrurile, Mihaela? Mi se pare foarte important să pornim de la câteva lucruri pe care eu le consider relevante, pentru că uneori nu doar cota de gen e importantă, e important cum construim de fapt alte tipuri de reprezentări și cum construim de fapt, cred, alte tipuri de narațiuni. Aici de fapt mi se pare că e relevanța extrem de mare, pentru că putem să avem o prezență, să zicem, consistentă a unor autoare sau unor regizoare, dar abordările pe care le propun să nu fie neapărat într-o zonă în care povești emancipatoare, povești puternice să se audă. Deci cred că dincolo de dimensiunea asta a cotei de gen, e foarte important ce tipuri de reprezentări perpetuăm. Nici eu nu sunt adepta unui tip de tezism, cred că din contră poate să aibă exact reversul intenției dorite, dar cred că e foarte important să vedem cu ce tipuri de reprezentări mergem mai departe, pentru că de multe ori avem o reprezentare destul de obiectificată, avem o reprezentare femeia ca accesoriu, femeia care umple doar un spațiu, dar n-are neapărat o poveste a ei, o perspectivă a ei. Deci cred că e foarte important să vedem și cu ce tipuri de narațiuni venim, pentru că de foarte multe ori problema asta a partiturilor, sigur, e importantă. Avem o dramaturgie în care rolurile sau partiturile masculine tind să fie mult mai puternice și mult mai angajate într-un fel. Când zic angajate, mă refer și la reflexive, meditative și implicate. Și de asta cred că e important să vedem care sunt narațiunile cu care venim și ce recuperăm. Pentru că de foarte multe ori sunt povești extrem de relevante din istoria recentă sau mai puțin recentă, care
nu ajung pe scenă, care nu au o voce, care nu au un tip de reflexie. Și cred că e important să avem și un teatru care să privilegieze tipul ăsta de narațiuni și de reprezentări, în care povești, hai să spunem, mai împuternicitoare, mai emancipatoare, să-și aibă locul, nu doar poziția asta. De foarte multe ori noi avem o reprezentare a femeii care merge în zona de victimă, care merge, cum spuneam, într-o zonă de suferință extremă, dar poate că e un moment extrem de important și eu cred că sunt niște transformări. Avem din ce în ce mai multe voci de regizoare care sunt prezente și în independent, dar și pe scenele mainstream. Alexandra Badea, Carmen Lidia Vidu, Gianina Cărbunariu, Catinca Drăgănescu, sunt voci puternice. Iarăși avem și texte care sunt scrise de autoare dintr-o perspectivă care pune într-un alt tip de dezbatere narațiunea femei. Nu mă gândesc la Alexa Băcanu, la Petro Ionescu, deci sunt Alexandra Felseghi, exact. Mi se pare că e un moment în care reflecția începe să se articuleze nu doar într-o zonă să avem mai multe povești cu femei sau mai multe reprezentări, dar și în zona tipului de reprezentare și de poveste de care eu cred că e nevoie. Tu zici că era textelor care să vină cu eroine, fine, consistente, feminine, acum începe. Din dramaturgia, să zicem, clasică. Sigur că noi avem o dramaturgie clasică în care avem niște personaje foarte puternice. Oltița a spus Nora, dar sunt și multe alte personaje care au un tip de angajament, nu știu, doar Antigona și Medea, dacă e să ne raportăm, dar sunt și multe altele. Eu vorbesc de un tip de voce contemporană și de plasare a unor probleme în această zonă mai puțin victimizantă și mai, cum să zic, mai puternică, exploratorie în raport cu realitățile pregnante. Cristina, cum vezi tu lucrurile? Eu văd lucrurile, nu cred că opus, dar sper că puțin mai echilibrat. Adică, așa cum spuneam în carte, cred că am început de la un exemplu de acum câțiva ani dinainte de pandemie, în care exista o expoziție renascentistă la Tate Gallery și afișul era cu o femeie în nunt, iar activistele feministe au protestat atât de tare, au zis că obiectul, că corpul femeii este obiectificat și așa mai departe, și până la urmă au reușit să schimbe afișul respectiv. Ei bine, cum spuneam și în carte, pe vremea Renașterii, la Academia di Careggi se studiau aceste opere, să zicem, ale lui Botticelli, și se găseau diferite niveluri de interpretare. Ori cel mai de sus nivel de interpretare era că femeia reprezintă visul elevat al umanității, este planul superior, este contemplarea absolută, legătura cu transmundanul, adică ce poate fi mai nobil și mai generos și mai frumos. Oltița spune despre mentalitatea patriarhală din teatru, sau mă rog, că teatrul reflectă mentalitatea patriarhală, care bineînțeles că dacă ne gândim la aspectele sale maciste, este mai mult decât grețoasă. Dar avem Amorul Curtean în teatru. Avem Racine, care scrie 11 tragedii, dintre care 6 au nume de femeie, adică titlurile, iar celelalte ar putea și ele avea nume de femeie. Avem, cum spuneam, respectul infinit pentru femeie. Nu sunt lucruri de neglijat. Nu cred că trebuie neapărat să învinovățim acum. Mă uitam și la... aveți niște secvențe aici dintr-un spectacol în care bărbatul pur și simplu este demonizat, este ceva îngrozitor. Mie mi se pare că ar trebui să fie un parteneriat de gen, și profesional, și uman, și în toate felurile. Nu mi se pare că dacă merg la teatru și văd cum bărbatul e prost, este un infatuat, este un macho, este un mitocan și așa mai departe, sau dacă văd lucrul acesta, ar trebui să mă gândesc că, să zicem, poate jumătate
din spectatori sunt bărbați. Cum pleacă ei? Dacă aș avea niște, dacă aș avea un copil și îi zic că este prost și așa mai departe și îl fac în toate felurile, păi îi strivesc totul, nu? Dar eu încrederea. Când am văzut ultima dată un spectacol în care bărbatul e portretizat așa și nu-mi vine în minte. Acum, bun, folosim un exemplu. Cum... Ia uitați-l. Acesta. Ce spectacol e? Apocalipsa gospodinelor. Așa. Un spectacol pe care îl comentează exact. Mihaela în carte. Și vă rog să interveniți cum aveți replica. Eu comentez Evanghelia după Maria, textul Nicolete Sinencu și spectacolul Nicolete Sinencu. Înțeleg ce spune Cristina și mi se pare just cumva să nu avem un tip de deplasare care poate crea ostilitate. Pentru că cred că asta e foarte important, nu? Să nu creăm ostilități. Polarizare. Care este în același timp, cred că e bine să vedem și contextual anumite tipuri de mesaje. Eu am receptat și receptez creația Nicolete Sinencu. Sigur, e o artistă angajată și o artistă care își propune să exploreze foarte mult zona asta de statement-uri destul de directe. Dar pentru mine creațiile ei merită analizate și dintr-o perspectivă moștenită a unor puternice, cum se spun, stereotipuri, clișee de gen, a unei istorii foarte adânc perpetuate, față de care, sigur că ea are o perspectivă mai radicală, cu care putem sau nu putem să fim de acord, dar cred că și asta merită și e interesant să discutăm. Dar da, apropo de ce zicea Cristina, cred că e important să nu creăm tipuri de ostilități, însă e adevărat că noi totuși, din punctul meu de vedere, suntem, cred, într-un teatru în care portretizarea, hai să spunem, obiectificată sau negativă sau accesorizată a femeii e mult peste, din punctul meu de vedere, perspectiva de care a vorbit Cristina. Acum aici, ne batem în care este mai obiectificată. Doamne, să nu înțeleagă cineva de aici că demonizăm bărbații. Evident că este... Mai ales că e, cum ziceam, un dispozitiv feminin în platou. Evident, vorbim despre complementaritate, dar sunt teritorii de recuperat. Pentru că, da, istoria universală a teatrului a făcut niște nedreptăți, nu aplic retrospectiv etici actuale, ar fi absurd, ar fi nefiresc. Dar, într-adevăr, deschiderile acestea legate de expresivitatea de tip feminin există și recurg din nou la statistică. 43% dintre personajele contemporane, din dramaturgia contemporană, sunt femei. Adică echilibrăm. Nu o să ajungem, nu ăsta este scopul, să ajungem la 50% sau de acum să scriem doar texte care au tematică mai apropiată de genul feminin și exclusiv personaje feminine. Se fac și spectacole în care roluri feminine sunt jucate de bărbați. Tu ai o analiză foarte interesantă, Oltița, despre travestii și o să vorbim despre astea, dar acum voiam să vorbim un pic cu Irina Wolf, o analiză foarte interesantă apropo de diferențele, evident, în dinamica masculin-feminină și de percepție și de câștig și de introducerea unor cote de gen la un mare festival de teatru berlinez. Gata, da, cotele de gen sunt încep să devină norma? Sunt felul în care se reglementează aceste discrepanțe? Cotele de gen la Berliner Theatertreffen, pentru că despre acel festival este vorba, au fost introduse în 2020, inițial valabile să fie numai pentru 2 ani. Și apoi au fost prelungite pentru încă 2 ani. La ce se referă aceste cote de gen? Și anume să faciliteze accesul 50% din
dintre spectacolele selectate să fie regizate de femei. Berliner Theatertreffen, conform regulii, prezintă cele mai bune 10 spectacole din spațiul de expresie german din stagiunea trecută, adică din Germania, Austria și Elveția. Într-adevăr, de când s-a introdus această cotă de gen, selecționerii, care în mod normal sunt 6 sau 7 critici de teatru din cele 3 țări, au selectat, au fost obligați să selecteze cel puțin 50%, dacă nu mă înșel, într-un an chiar au depășit această cotă a spectacolelor regizate de femei. Acum, dacă va rămâne, deci mai e valabil încă un an, pentru că a fost introdus în 2020 până în 2022, prelungit până în 2024. În articolul meu este un citat semnificativ, mi se pare mie, dintr-o carte care a apărut în acest an, în vara acestui an, se numește Status Quo și este editată, coordonată de 3 dintre membrele juriului care au fost în ultimii 3 ani, în care în această carte se intervievează, sunt intervievate diverse regizoare ale căror spectacole au fost selectate în acest 3 ani. Și mi se pare semnificativ, cum am și scris în acel articol, ceea ce spune Katie Mitchell, deci o regizoare britanică foarte cunoscută, care spune că aceste cote de gen sunt, le putem compara cu niște schele. Niște schele, când este renovată o clădire, ele nu sunt frumoase, dar sunt necesare pentru o reabilitare, pentru o renovare. Și Katie Mitchell așa le consideră. Adică aceste schele, la un moment dat, deci cota feminină, va dispărea. Însă ea este momentan necesară pentru a face acest echilibru. Încă ceva ar mai fi interesant a spune, în spațiul nostru nu se gândește numai masculin-feminin, ci și divers, după cum am intitulat și articolul meu. Și aș da un exemplu, am văzut în weekendul trecut premieră la Viena, la Volkstheater Viena, Sluga la doi stăpâni, de Goldoni, în regia unui italian, Antonio Latella. Și mi-am amintit de articolul Oltiței cu travestiu, de tocmai de acest echilibru între masculin-feminin. Pentru că tocmai acest bărbat regizor, Antonio Latella, folosește costume foarte tradiționale ale comediei de l'arte. Spectacolul are loc pe o scenă goală, însă are un discurs foarte antipatriarhal. Pentru că modifică puțin acest text clasic, adăugând niște inserții dintr-un text al unei activiste din Chile. Pe lângă acest fapt, Brighella, care oricum este o femeie în straie masculine, îl transformă și pe Florindo într-o femeie în straie masculine. Deci este un joc întreg între feminin-masculin, dar și divers la final. Și tocmai acest antipatriarhat care este scos în evidență foarte mult. Și totul, Irina, cred că vorbeai despre Hamlet în travestii, nu? Care a variante feminine ale lui Hamlet, dar cu o identitate, să zicem, destul de androgină, în care Hamlet era nici femeie, nici bărbat, era o esență umană generică. Da, acel spectacol, tot întâmplarea face tot în regia lui Antonio Latella, care a fost prezentat la Milano, la Piccolo Teatro di Milano, în care Hamlet era interpretat de o femeie,
un Hamlet complet, 6 ore și jumătate, deci textul, acel text nu a fost modificat absolut deloc, doar protagonistul era o femeie. Iar spectacolul a fost apreciat, deci a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol în 2021 și actrița care l-a interpretat pe Hamlet a câștigat și ea premiul pentru cel mai bun, cea mai bună interpretare în rol principal. Un Hamlet feminin n-am avut. Știți de vreun... Adică Oltița Tutei e ocupat de travestiuri. Eu mi-amintesc Lirul, evident, de la București, al lui Andrei Șerban. Tu ai mai dat niște exemple, dar un Hamlet poate e de făcut. Da, de ce nu? Iată o deschidere. Da, jocul ăsta cu genul scenic, genul biologic, genul scenic a devenit o modalitate de expresie teatrală de când lumea, nu numai de acum. Este foarte frecvent folosit și poate n-ar fi rost să amintim, primul Hamlet feminin a fost Sara Bernard și a fost și antologic. Și mai ales în momentul actual în care discutăm, există fluidități de gen, abordări de acest tip sunt foarte interesante. În studiul meu am făcut câteva referiri concrete, am și colaborat cu artiștii pentru că e important feedback-ul pe care îl dau ei. Ceea ce contează, evident, este ce vedem în scenă, dar sunt interesante și culisele travestiurilor. Am apelat la Irina Vințe, care a făcut un personaj extraordinar în Cartoforii, care nu există în text, dar pe care a fost inventat. Apoi personajele... Teatrul din Cluj. Teatrul Național din Cluj, da. Apoi personajele... de tip clasic, dar care au o ambiguitate de gen foarte generoasă estetic, bufonul Dorina Chiriac la Teatru Bulandra în Lir și antologicul Mephisto al Ofeliei Popi la Teatru Național din Sibiu în Faustului Purcărete. Și eu mi-am mai amintit, le-ai trecut și tu acolo pe Marius Tănescu în Madame Butterfly de la Odeon. Ca să păstrezi echilibru, Alexandru de Abija. Trei exemple de femei care... și un bărbat care... Nu, și sunt trei bărbați, sunt trei exemple, Valer de la Chieza, da. De la Teatru Național din Craiova, în Uburex cu scene din Macbeth, tot Silviu Purcărete, Marius Tănescu, minunat rol în M. Butterfly la Teatrul Odeon și Mihăilescu în Gaițele, împreună cu Țică Cojocaru, dar mi-ar fi dezechilibrat schelăria mea de 3 cu 3. Cred că se mai joacă Gaițele, da? Se joacă la Odeon și poate fi văzut cu doamna Dorina Lazar în Aneta Duduleanu și cei doi în travesti, Constantin Cojocaru și Ionel Mihăilescu. Da, un spectacol foarte, foarte viu și neașteptat. Spunea frumos, cita... cu discriminarea foarte... pozitivă, da, care e necesară, nu? Ce spuneau regizoarele care au beneficiat, să zicem, de aceste cote de gen. Vreau să spun ceva aici, care a venit din partea unei studente. În 2019, ea făcea asistență de regie la un regizor foarte... important din teatrul românesc și mi-a spus, aia zice, știu că eu ca femeie regizoare, mie ca femeie regizoare o să-mi fie mult mai greu. Și eu a rămas mască, eu am sperat sincer că nu a auzit asta la facultate pentru că ar fi fost destul de îngrijorător și mi-a mărturisit că îi spusese regizorul la care făcea asistență de regie și zic, bun, dar în ce sens? Și mi-a spus în sensul că tehnicienii nu o să mă asculte. Zic, draga mea, în momentul în care știi exact ce faci, ce vrei, eu nu cred că o să te mai vadă că ești femeie sau că ești regizoare. Adică am și făcut atunci o dezbatere, regie substantiv de genul feminin, pentru că consider că
A discuta o tematică este primul pas, poate cel mai important, în a încerca să schimbăm situația. Eu n-am văzut niște reacții decât din priviri, dar le aștept la da, și nu Cristina. Știu, eu cred că nu sunt regizoare, deci nu aș vrea să vorbesc în numele altor artiste, dar cred că sunt și din discuții pe care le-am mai avut cu, știu că la un moment dat că vorbeam cu Ana Mărgineanu, care îmi spunea că a simțit în foarte multe situații în care a lucrat, a simțit un dezavantaj în raportul cu tehnicienii, în diferite tipuri de raporturi cu autoritățile, să zicem, sau cu o instituție. Eu cred că, cum să zic, sigur că e bine că sunt din ce în ce mai multe artiste prezente în mainstream, pentru că, și asta, tu spuneai la un moment dat că termină multe absolvente. Eu una analiză foarte, foarte interesantă semnată de Iulia Popovici, da, care, bun, noi știm că nu sunt date statistice, ea încearcă pe cont propriu analiză cantitativă, luând ca intervale 2017-2018, 2022-2023, înainte, după pandemie, cu câteva teatre relevante. Și, dar nici datele de școlarizare nu sunt, apropo de un ATC, nu? Care asta are cei mai mulți absolvenți. Da, da, că există evident mult mai multe absolvente, mult mai multe fete care termină regia decât, mai multe femei decât bărbați. Totuși, unde le vedem, să zicem, mai prezente, sunt mult mai prezente în teatru independent, se schimbă, e adevărat, puțin lucrurile, dar nu întâmplător sunt mai prezente în teatru independent, pentru că, până la urmă, în mainstream, unde sunt bugete mult mai consistente, unde ai șansa să lucrezi pe o scenă mare, nu întâlnim, sigur, acum repet, se mai schimbă lucrurile, dar totuși nu întâlnim, dacă noi uităm la teatrele naționale și vedem cam cât câte regizoare au acces la scene mari și câte regizoare nu au acces la scene mari sau câți regizori au acces la scene mari, lucrurile sunt diferite. O să spunem, da, e important și talentul sau invocăm și alte lucruri. Sigur că da, sigur că da, sigur în că sunt, rând, bineînțeles, bineînțeles, dar vreau să spun că de multe ori, eu, din ce am văzut, mi se pare că ascensiunea unei artiste la scenă mare și la bugete consistente și la infrastructură e mai dificilă, tipul ăsta de ascensiunea asta e mai dificilă decât ascensiunea unui regizor. Cristina. Poate că e adevărat. Nu vreau să o contrazic pe Mihaela neapărat. Poate că este adevărat. Poate că regizoarele izbândesc mai greu. Pe de altă parte, toți tinerii regizori încep în teatru independent. Așa fie e. Că sunt femei, fie că sunt bărbați. Acolo e rampa de lansare și de-abia după 5-10 ani ajung să pătrundă în sistem, nu? Dacă ia cineva. Dar da, și eu sunt pentru egalitatea de șanse în tot cazul, dar sunt și pentru valoare. Adică mi se pare că femeile regizoare care au demonstrat până acum și au demonstrat slavă Domnului, pentru că dacă le luăm, au amintit deja colegele mele, destule femei și mai sunt încă multe talentate, au pătruns în sistem și în conștiința teatrală a noastră prin valoare, prin faptul că au avut talent, prin faptul că au fost serioase, au muncit la fel ca și colegii lor regizori. Da? Hai să nu ne gândim numai la regie, să ne gândim, de exemplu, la Andreea Gavriliu, la coregrafă, nu? Păi, dar putea să se bată, cred că, cu 50 de bărbați regizori sau coregraf, că tot talentul ei tot ar fi ieșit în evidență, incontestabil. Cam asta, cred. Cristina spune că lucrurile se cernă E just ce spune și mi se pare important. În același timp trebuie să ne gândim și la contexte, pentru că de multe ori sunt contexte care privilegiază, să zicem, un tip de ascensiune și contexte care sunt mai puțin favorabile. Adică, bineînțeles că e foarte important și ce construiești și cu ce vii, dar cred că e bine să vedem tipurile astea de contexte. Și cum dădea foarte bine citatul din Katie Mitchell, Irina, cred că schelele
astea ne ajută puțin să recontextualizăm mediile teatrale, fie că vorbim de România, fie că vorbim de alte medii, și ne ajută puțin să vedem cum stau lucrurile și să fundamentăm totuși direcțiile astea despre care vorbim. Și tu, Mihaela, și tu, Oltița, sunteți selecționere la diverse festivaluri de teatru. Ideea unui asemenea viitor cu cote de gen, nu știu cât de plauzibil e în România. Cum spuneam, nu sunt adepta cotelor de gen. O paranteză, dar înțeleg că în Franța, în sistemul public, nu în mediul teatral, aceste cote de gen funcționează. Poate că vorbea ajută Alexandra Badea la un moment dat. Poate că ajută, că stimulează, că obligă într-un fel, dar vin și întreb ce te faci dacă într-un an, într-un sezon, da, nu ai 50% creații feminine, sau ce faci într-un an în care ai 75% creații feminine foarte valoroase și atunci trebuie să le bagi în șablonul ăsta. Dar schelele astea, să folosim că e foarte frumoasă metafora asta, poate fi, de exemplu, un program sau un festival care într-un an, într-o ediție, să se concentreze pe creativitatea teatrală feminină sau pe dramaturgia cu tematică feminină, să nu excludem pe bărbați, sunt dramaturgi care scriu texte minunate în care personajele sunt exclusiv sau quasi-exclusiv feminine. Adică am putea să gândim niște proiecte concrete care să accelereze puțin lumina reflectoarelor, să o facă mai puternică pe creația care să recupereze din aceste teritorii care... Și niște programe pe care să și le asume, nu? Niște exact, teatre, niște finanțate, instituții... Da, ar putea un teatru național, de pildă, într-un an să anunțe a sezonul ăsta îl dedicăm regizoarelor. Aștept și o teatru național care va avea această direcție și va spune stagiunea asta directorilor bărbați. Exact. Bun, exact. Dar sunt și directoare de teatre naționale. Sau... Aici avea niște observații foarte interesante Iulia Popovici în articolul ei, că nu întotdeauna directoarele, managerii femei au favorizat, să zicem, titlurile semnate de femei. Era un singur caz, cred că Teatru Andrei Mureșan din Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe. De asta cum vă spun că eu Odeonul cred... de pildă era dat la sau Evreiesc, unde sunt au fost Dorina Lazar, e Maia Morgenstern, nu se văd acolo foarte multe spectacole semnate de femei. Bun. Cred că cum să spun, numirea unei directoare, unui manager, unei femei la conducerea unui teatru nu garantează neapărat un tip de direcție în zona asta. Adică nu înseamnă că automat vom avea lucrurile astea. Eu aici, apropo de lucru, de a crea, sigur că e foarte important să creăm și programe și alte tipuri de evenimente concentrate, să zicem, pe o prezență mai activă sau mai mare a unor artiste femei. Dar în același timp eu cred că ele ar trebui să fie mai vizibile și în festivalurile sau în contextele pe care deja le avem. Adică da, e bine să creăm sigur și alte tipuri de programe, dar cred că e și adică la în festivaluri bine, să fie secțiuni să existe, sau exact, niște focusuri. Exact, adică să existe de la început o prezență, nu neapărat, pentru că alminteri există și riscul unei remarginalizări, adică mai creezi niște, sigur că e bine și e minunat, dar ideea e să nu le găsim alte nișe, ci să le avem... Adică un festival al femeilor, bun, e festivalul femeilor, da, rămâne acolo exact, undeva. Exact, adică eu cred parte. Că e important să existe acele creații care au un tip de perspectivă în care credem până la urmă fiecare selecționeră, selecționer, să existe cumva în evenimentele mainstream, în marile festivaluri, ca să discutăm puțin și de tipurile astea prezențe și de reprezentări. Deși noi avem în literatură, nu în spațiul literar, premiile Sofia Nădejde pentru avem literatură scrisă de femei, uh-huh, care și-au câștigat, deși privite cu scepticism la început, și-au câștigat o tradiție și-au
câștigat o rezonanță. Da, din păcate, acum sunt într-o paranteză din motive financiare, iarăși, din motive de susținere a unui era tip un de festival. Era un proiect, da, dar și asta e de văzut. În ce măsură, iarăși, evenimentele acestea sau prezențele acestea beneficiază de cumva finanțări. Și de un tip de suport, și de un tip de sprijin și de finanțare. Pentru că, de fapt, aici e marea bătălie. Dacă noi, pe scena, că am vorbit toate trei, pe scena Teatrelor Naționale, am vedea mai multe artiste, că sunt coregrafe, că sunt regizoare, că sunt performerițe, le-am vedea mai mult invitate și mai mult prezente, eu cred că n-ar fi doar o idee de hai să avem mai multe femei, ci cred că ar fi un acces și la alte tipuri de narațiuni, și la alte tipuri de povești, și la alte tipuri de subiecte. Cred că și asta e foarte important. Până la urmă, reprezentarea unei femei nu vine doar cu corpul respectiv, cu identitatea respectivă, vine cu multe alte dimensiuni care cred că sunt valoroase. Cristina. M-aș întoarce puțin la ce spunea Mihaela la început, și anume la narațiunile pe care le propune dramaturgia contemporană și la faptul că ar trebui să ne dezlipim de condiția de victimă a femeii și de reprezentările ei numeroase cu acest statut. Și sunt absolut de acord. Așa cum zice și Mihaela, ar trebui să propunem alternative și mult mai frumoase și mai optimiste și mai constructive și mai diverse și mai complexe până la urmă. Dar asta nu înseamnă, cred, să cădem într-un activism extrem de agresiv. Mă deranjează enorm lucrul acesta. Mă deranjează să mă duc la teatru și să văd o colecție de lozinci, pur și simplu, foarte, foarte agresive, care nu fac un raționament logic minimal de la A la B, ci sunt numai niște propoziții strigate, pur și simplu, că femeia este victimă sau că femeia este nedreptățită sau că așa mai departe. Cred că lucrul acesta nu ajută, ci dimpotrivă îndepărtează pe termen lung publicul. Pentru că dacă nu îi oferi și un conținut, cum să spun, și un conținut logic, și un conținut de idei în primul rând, și un conținut identitar, pentru că dacă asociezi femeia numai cu tipul acesta de statement isteric, nu cred că o ajuți deloc. Cred că, de fapt, ce e important este să vedem, noi am vorbit sigur de binaritatea masculin-feminin, dar spunea și Irina, suntem într-o zonă în care discuțiile, dezbaterile se duc foarte mult pe fluiditate de gen, pe un teatru queer, pe un teatru trans, adică sunt multe alte dimensiuni care în momentul ăsta pot genera narațiuni foarte puternice și foarte relevante pe care de obicei nu le prea avem. Și aici mi se pare că e o întreagă acțiune de gândit și de explorat în toate aceste perimetre. Sigur că ne dorim până la urmă un teatru care să aibă o complexitate în abordare și să aibă reprezentări în care realmente să vedem femei care au un tip de relevanță, care vin cu narațiuni puternice. Sigur că aici putem să discutăm și de formă, cât de mult forma ajută un anumit tip de mesaj sau cât de mult forma poate să impună un tip de distanță sau de ostilitate. Ce cred eu este în momentul ăsta că e nevoie de un teatru în care poveștile mai puțin spuse, hai să zicem poveștile trecute de multe ori sub tăcere, să devină mult mai pregnante și vizibile. Apropo de crearea de contexte și de ce ar trebui să facem cu înțelepciune și chiar cu o anumită subtilitate care să atingă spectatorul, o subtilitate artistică, bineînțeles, pentru că ați dat niște imagini și l-am pomenit pe Beckett cu interdicția lui care vizează actrițele în legătură cu Așteptându-l pe Godot și care, da, chiar este o nedreptate, pentru că o distribuție feminină cu certitudine ar îmbogăți ceea ce a așezat el din punct de vedere dramaturgic și această interdicție nu va expira decât în anul 2059, când
piesa va intra în patrimoniu mondial și sunt acum imagini dintr-un spectacol care s-a născut, care a fost generat de această interdicție, apropo de abordări. Compania londoneză Silent Faces a dramatizat, a documentat această situație nefirească. A scris un scenariu propriu, un scenariu original. Sunt două actrițe și un actor non-binar, apropo de fluiditățile de gen, în care Godot este o femeie. Un spectacol fabulos, un spectacol care aduce în discuție teatrală această nedreptate istorică, cum a fost denumită, și care a iscat foarte multe situații, inclusiv în instanță. Deci ăsta este un tip de discurs artistic, de abordare artistică, inteligentă, creativă, cu impact. Sigur că încă în România lucrurile sunt Godot is a woman. Așa cum sunt. O recentă statistică europeană plasează România în continuare pe ultimul loc în ceea ce privește egalitatea de șanse femei-bărbați, ceea ce ar trebui să ne dea tuturor de gândit, mai ales acelora care au și posibilitate decizională. Crearea de contexte este extraordinar de importantă și vreau să vă spun că m-am apucat să scriu critic de teatru ce mă aflu și teatrolog o piesă de teatru. Este un one woman show, nu vă speriați că nu o să joc. Dar poate o să le regizezi. Sau nu cred. Pe scena naționalului. Apropo, dacă vor avea o stagiune, uite, anunț public aici că dau drepturile de autor în mod gratuit acelui teatru național din România care... Cum să dai gratuit? Dumnezeule, trebuie să ceri mii de euro. Să facem pași, să sprijin. În niciun caz trebuie să dai gratuit. Nu, glumim, dar vorbim și serios. Apropo de ce anume putem să facem fiecare dintre noi, să construim ceva. Irina, da. Cum se da. Văd lucrurile din afara noastră și apropo de spațiu german, austriac, italian, la care ai tu acces, cât de ușor au regizoarele, nu? Mihaela vorbea de faptul că e greu să ajungi pe o scenă mare, într-un teatru important, deci cât de ușor au acces regizoarele la fonduri, la vizibilitate, în felul ăsta? Este primul lucru care contează, este valoarea. Deci am exemplu aici, Max Reinhardt Seminar, Universitatea de Teatru și Film din Viena, foarte cunoscută. Am avut multe exemple de regizori a căror lucrare de diplomă se vede de către dramaturgii, dramaturg în sensul german al cuvântului, al teatrelor, în special vieneze, teatre mari, Volkstheater, Burgtheater chiar, și în stagiunea următoare este invitat sau invitată, depinde de regizor sau regizoare, să monteze. Sigur că este invitată nu imediat pe scena mare. Majoritatea teatrelor au o scenă mare și o scenă mai mică, sau mai multe mai mici, depinde de mărimea teatrului. Dar nu cred că se face o diferență de gen. Pe lângă acea cotă care a fost introdusă la Teatr Treffen, trebuie să spun că noi suntem deja obișnuiți cu acest masculin-feminin divers. Deci, de exemplu, și pe formularul de declarație a venitului, a taxelor pe venit, că deja de 2 ani avem rubrici în care trebuie să faci o cruciuliță masculin, feminin sau divers. Deci nu se mai discută la să te încadrezi neapărat într-una din masculin sau feminin. Dar funcțiile de conducere din teatru... Funcțiile de conducere sunt diferite. Iau ca exemplu Burgtheater, tocmai că atunci când au fost bărbați, au fost scandaluri foarte mari și când a fost o femeie, Karin Bergman, a fost perioada cea mai reușită a stagiunilor din teatru.
Sunt, cred că totuși în România sunt foarte multe femei la direcțiunea teatrelor, dacă stau să compar puțin cu spațiul german. Sunt niște negații aici în platou, nu sunt atât de multe, deși sunt câteva. Sunt câteva remarcabile și asta cred că e ceea ce contează de fapt. Maia Morgenstern, Dorina Lazar. Sunt câteva, le numărăm, numărăm pe degete. Ana Maria Popa, Gianina Cărbunariu, sunt câteva artiste care manager de teatru. Am numărat vreo 5, așa. Mai găsim câteva, poate, dar nu ajungem la 10. Sau... Mai sunt la Suceava. Suceava, exact. Nu știu dacă la Giurgiu. Așa, Irina. Da, n-aș putea să enumăr nici eu acum să fac o statistică câte sunt în spațiul german, de exemplu. Spațiul italian funcționează cu totul altfel. Acolo funcționează pe bază de turneu. Este numai Piccolo Teatro di Milano, care are o stagiune fixă. Celelalte teatre sau companii creează spectacolul și pleacă cu el în turnee prin țară. E cu totul alt sistem. Revenind la cota de gen, de exemplu, avem Schauspielhaus Frankfurt, care este condus de un bărbat. Cota de gen la Theater Treffen a fost introdusă în 2020, dar discuția s-a născut în spațiu german începând cu 2017-2018. Acest director, Anselm Weber, este din 2017-2018 director la Schauspielhaus Frankfurt. Și a fost puțin criticat în 2017-2018 că a avut o stagiune în care a invitat numai bărbați regizori să regizeze spectacole. Acum, în această stagiune 2023-2024, a invitat numai femei. N-aș putea să vă spun de ce, dar știu că a fost... Și de data asta a fost criticat sau aplaudat? Nu a fost criticat. Însă, cred că este greșit totuși să ne rezumăm doar la regizor, regizoare, așa precum și cartea Oltiței, care este acoperă mai multe aspecte, de exemplu și autori, autoare. Pentru că dacă ne uităm și la Schauspielhaus Frankfurt, sunt ele invitate, numai regizoare, să monteze spectacole, dar pe ce texte? Deci nu sunt texte numai de femei, sunt și texte, e și Schiller, e și Vajdi Muavad, piese, sunt adaptări de romane, Dostoievski. Deci cred că este important de privit și acest aspect al autoarelor, de exemplu, în spațiul german, la ora actuală, Elise Wilk este foarte în creștere. Deci sunt mai multe aspecte de privit, după părerea mea, care se reflectă și în cartea coordonată de Oltița foarte bine. Și mă bucur tocmai că această carte este bilingvă, română-engleză, astfel încât și un public cititor din străinătate poate să afle ce se întâmplă în România. Analiză tocmai în aceste domenii diverse. Acum, pentru că spuneam la un moment dat că absolventele de regie sunt tot mai numeroase, să ne gândim pe termen lung la o feminizare a acestei profesii, a regiei de teatru. Eu mă mai gândesc și la programul 5G al Naționalului, unde... 9G al Naționalului Bucureștean, unde indicele ăsta e preponderent feminin, după cum arăta în analiza ei și Iulia Popovici. Acolo sunt acești tineri care își fac mâna și își vin cu niște propuneri de spectacole. Unele au fost preluate apoi în repertoriu mare al Naționalului. Se mișcă lucrurile în sensul ăsta? Eu sper că se mișcă, dar nu cred că suntem în acest pericol al unei feminizări a teatrului nostru. Eu zic că suntem pe direcția bună, se construiesc niște lucruri, poate să le accelerăm puțin, să le intensificăm și da, egalitate de șanse, indiscutabil. Stăm foarte bine în România în ceea ce privește publicul. Adică femeile, doamnele, sunt cele care inițiază mersul la teatru,
achiziționează bilete și da, iau și pe domni cu ele, dar ele... Cele care citesc, cele care merg la film. Mi se pare că și asta e interesant, că deși avem cumva un public preponderent format din femei și statisticile aici arată, adică ele cel puțin sunt consumatoarele, nu? Cum le numim, de teatru, nu avem de fapt multe sau avem extrem de puține repertorii care sunt gândite într-o zonă în care poveștile centrate pe istoria ale femeilor să fie în prim plan. Și aici mi se pare un paradox interesant de analizat, că deși ai preponderența în zona asta, nu ai foarte multe povești sau ai destul de puține povești în care accentul să fie pus pe istoria ale... Probabil pentru că managerii de nu lucrează, bun, nu sunt date prea multe, cum ziceam, dar nici nu lucrează cu aceste observații sociologice, statistice. Cred că regizoarele vor face o treabă foarte bună în teatrul românesc. Eu așa îmi închipui. Nu știu dacă or să domine neapărat, dar așa văd lucrurile, că or să crească treptat de la generație la generație, or să aibă și mai multă forță, și mai multă bogăție artistică, și mai multă valoare estetică, pentru că și presupun că este nevoie totuși de o perioadă de construcție, de o perioadă de acumulări. Adică în afară de momentele alea extraordinare când vine o ultra-talentată și rupe gura târgului, vorba aceea, și sparge toate barierele estetice și propune ceva nou, întotdeauna trebuie o perioadă în care lucrurile se acumulează încet, încet, ca să izbucnească valoarea până la urmă. Și eu cred că mai ales este important să le oferim această perioadă cu egalitate de șanse, așa cum zic și colegele mele. Și cred că, apropo de ce zicea și Cristina, să existe și de ce spunea și Oltița, e important să existe un acces la resurse și un acces la scene mari, la trupe relevante, la bugete importante, pentru că de multe ori lucrurile astea nu sunt foarte, foarte clar și nu sunt foarte evidente. Sunt puține, repet, artiste, regizoare care montează totuși în teatre naționale, care au acces la săli mari, care au acces la bugete. Sunt importante și aspectele astea. Sigur că poți să fii creativ și având un buget mic, dar e important să ai totuși acces la tipul ăsta de resurse și trebuie să fim destul de, cum să zic, o analiză clară ne arată că cei care au acces la cele mai multe fonduri sunt totuși artiștii bărbați. Adică asta cred că e evident pentru toată lumea. Sigur, putem să analizăm contextele, dar totuși e o realitate. Poate că nici nu-i deliberat. România este o țară misogină, trebuie să o spunem. Poate că e un reflex, nu știu, neintenționat, dar da, este o realitate care ar trebui ajustată, corectată. Ar fi cazul să dăm și niște exemple de spectacole, de narațiuni sau povești feminine care vi se par bune, complexe, interesante în clipa asta, ca să nu vorbim numai așa... Eu am văzut la Brăila un spectacol, Harper Regan, care are în prim plan o femeie și evoluția ei și toate incertitudinile ei privind identitatea, privind relația cu familia și așa mai departe. Regizat de Vlad Masaci. Așa, de un dramaturg britanic contemporan. Artist care își asumă o poveste complexă feminină. Teatru act. E adevărat, adevărat. Alexandru Măzgăreanu, da. Ce facem? Echilibru, colaborare, complementaritate, cred că astea sunt direcțiile. Da, e important de spus și asta, să marcăm spectacolele regizorilor bărbați care abordează niște narațiuni feminine sau cu eroine feminine complexe. În care personajele masculine sunt jucate de actrițe și sunt jucate minunat impecabil de actrițe. Așa este. Eu aș mai menționa și colaborarea dintre Adina Lazăr și Alexandra Felseghi, pentru că mi se pare că
și ele au o direcție interesantă de cercetare. Alexandra este o autoare care e interesată de teme și subiecte care au în centru perspective și narațiune ale femeilor. Sigur, eu sunt atașată de Teatrul Nicolete Sinencu. Mi se pare că e o artistă care pune în discuție niște probleme acute. Sigur, putem să discutăm despre spectacolele ei și chiar m-aș bucura să se discute mai mult. Mie mi se pare o artistă importantă și puternică. La București nu știu, nu putem vedea decât o bucățică, nu i-a semnat o bucată din scenariu spectacolului despre energie. Despre făcut, energie, energie vitală. Da? Îi vedem spectacolele la Teatru Tineretului din Piatra Neamț? Da, și este de câțiva ani, este o regizoare care e invitată frecvent la Teatru Hau din Berlin. Iarăși mi s-a părut foarte importantă contribuția Alexei Băcanu la spectacolul Visu de la Reactor, un spectacol care pune Cluj, care un spectacol care pune în discuție problematica abuzurilor în spațiu academic. Alexandra Badea, iarăși o autoare, o regizoare care are o predilecție pentru narațiuni centrate pe perspective ale femeilor, cred că sunt, adică cred că în momentul ăsta, cum spunea și Cristina, cred că e un moment în care se cristalizează niște direcții și niște voci devin puternice. Important, cum ziceam mai înainte, este să aibă și acces la niște scene și la resurse care să le ajute să crească și să poată să-și diversifice căutările. Cuplu de cercetare, cum numeai tu, Alexandra Felseghi și Adina Lazar, poate fi văzut la lucru și la București, la Teatrul Odeon, într-un spectacol pe care îl recomand. Noi despre asta nu vorbim, sau da. Sper că așa e, am reținut exact. Un text despre generații, familie, de rută și revelații de parcurs foarte, foarte atașant. Acum, la un moment dat, Oltița vorbea despre experiența sau temerile unei studente, cum se va face ea remarcată, cum va lucra în cariera ei de regizoare, ce piedici sunt. La un moment dat, în carte, o altă regizoare vorbea despre legitimitatea regizorului, despre într-adevăr, prejudecățile care minează, să zicem, lucrul când e vorba de o regizoare. Cum ajungi într-un teatru? Una e să ai tipul ăsta de colaborare, laborator, un teatru independent sau pe termen lung, cu o echipă care se rodează din start, dar una e când ajungi, cum ziceam, într-un teatru, ești perfect necunoscut pentru colectivul respectiv și atunci începe o situație dintre asta de tatonare, de impunere a autorității și într-adevăr acolo pot să apară probleme. Cred că antrenamentul ar trebui să înceapă din facultate. Iartă-mă, m-am amintit o declarație a Catincăi Drăgănescu, care acum este un nume, iată, e și manager interimar la Teatru Masca, care spunea că multă vreme se tot întreba de ce e munca ei cu atâtea hopuri. Își spunea, bun, poate sunt prea tânără, poate mai trebuie să demonstrez, până când și-a dat seama că, de fapt, nu era tinerețea de vină și că, de fapt, condiția feminină venea la pachet cu tipul ăsta de suspiciune din partea colectivelor. Există rezerve care vin din niște mentalități care ar trebui aduse cumva în spiritul timpurilor. Cum ziceam, cred că din facultate ar trebui să pregătim studentele și studenții și masteranții și doctorandele pentru aceste dificultăți, încercări, probe la care s-ar putea să fie expuse când lucrează într-o echipă. Eu
cred că valoarea și când ești foarte sigur pe ceea ce faci, da, poate întâi, nu știu, o parte a echipei să gândească, aoleo, e femeie, e regizoare, nu o să știe, ăla-i reflector, e par sau LED sau eu știu ce altă terminologie, ce o să vrea să facă în acest spectacol. Trebuie tenacitate, trebuie un anumit tip de atitudine, și da, reziliență, îndrăzneală, picătura chinezească, pentru că planul general acesta în care sunt foarte multe lucruri de făcut poate deveni dintr-o chestiune problematică, o putem transforma într-o oportunitate. Cristina, Mihaela, ați fost martore, presupun că ați fost la lucrul unor regizoare? Scuze. Da, eu cred că, sigur, ține și de feminin-masculin aici, dar dacă ne gândim la un regizor tânăr, timid, cu bun simț, sensibil, care nu știe să țipe la tehnic și nu știe să-și impune să bată cu pumnul în masă, va avea parte fix de aceeași reacție. Dacă stăm să ne gândim cum vorbim noi cu regizoarele, așa, tete-a-tete când ne întâlnim, și sunt atât de feminine și de calde și de normal. Și dacă le vedem la repetiție cumva, zbir, nu altfel. Pentru că așa și-au dat seama că reușesc asta să țină. Da, eu așa da, cred. Din păcate, pentru că mi se pare și știu că vorbeam cu multe regizoare care mi-au zis că, din păcate, au fost nevoite să internalizeze mod, pentru că noi lucrăm foarte mult pe internalizările diferitelor modele și, din păcate, au fost obligate sau obișnuite. Li se spunea, apropo de facultate, li se spunea chiar și din facultate că dacă nu calci pe cadavre, nu o să reușești să faci față. Adică e tipul ăsta de cum să zic, călire, da? Mie mi se pare, nu știu, adică cred că ar fi bine să ieșim din modelul ăsta de interacțiune, pentru că mi se pare că perpetuăm niște modele destul de, din punctul meu de vedere, de agresive de lucru și că bine ar fi să le depășim odată pentru totdeauna, să le punem într-un sertar, hai să zicem, istoric și să mergem puțin pe alte tipuri de comunități de creație, până la urmă, că asta ne dorim. Lucrăm într-un teatru, lucrăm cu artiști, artiste, a trebuit să privilegiem respectul pentru demnitatea fiecărei persoane implicată în echipă, a trebuit să fim atente la slăbiciuni, la vulnerabilități, la faptul că oamenii vin cu multe fragilități într-un proces de creație. Adică, cred că tipul ăsta de călire și de, călcat pe cadavre, poate că e mult spus, dar de simbolic. Simbolic, deși nu știu, așa, cred că ar trebui odată pentru totdeauna depășit și până la urmă... Și, oricum și în echipele tehnice sunt din ce în ce mai multe prezențe feminine, regizoare tehnice, sunt femei care lucrează la sonorizare foarte bine, la partea de video... Adică da, nu da. Sunt doar bărbați la da, componenta dar tehnică mi se pare a spectacolului. Că e important cumva să regândim puțin toate modelele care sigur ne-au fost transmise, pentru că de multe ori funcționăm și într-o istorie predată, să le chestionăm mai mult și până la urmă să vedem cum putem să imaginăm și alte moduri de lucru, pentru că e foarte important, adică modul în care lucrezi la un spectacol nu trebuie să fie diferit într-un fel de la teatru la teatru sau de la trupă la trupă. E bine cumva, cred, să-ți gândești un mod de a lucra cât mai... Îmi și imaginez o tânără regizoare care lucrează liniștit și convivial cu trupa ei independentă și apoi se duce într-un teatru de stat și este așa... Bun, dictator. Sigur că nici adică nu trebuie e un pic schizofrenic, într-adevăr. Cred că da. Și realitatea te mai modelează. Nu trebuie să te adaptezi la context. Depinde și cum spui. Poți să spui foarte frumos, dar ferm. Deci fără să urli, fără să sperăm că nu se ajungă în... Nu ajungem în contexte limită. Irina, voiam să știu din perspectiva ta dacă...
condiția de gen modelează practica de lucru? Cred că nu am avut experiențe să particip la repetiții ale unei regizoare, dar trebuie să ne gândim că în spațiul de expresie german există acest personaj, dramaturgul, în sensul german al cuvântului, care se află în orice teatru, indiferent că este un teatru mare sau teatru mic, în teatrele mari. Echivalare inexactă la noi, secretar literar, care nu prea se, care înainte, nu știu, se ocupa și de texte. Bun. Da. Așa. Da, dar deci în teatrele mari sunt mulți, sunt 3, 4, chiar 5 și unul este dramaturgul șef, fie că e bărbat sau femeie. Una dintre sarcinile acestui dramaturg, pe lângă să caute texte noi, să fie primul spectator al spectacolului, este să rezolve conflicte în echipa de realizare a spectacolului, indiferent că este partea de tehnică, regie, actori. Dramaturgul este un personaj care el este practic peste tot. Are foarte, foarte multe sarcini și una dintre ele este să fie intermediar între acești participanți, această echipă de creație. Deci, este alt sistem. Nu cred că se ajunge la... ca o femeie, o regizoare, să trebuiască să se zbată cu partea de tehnică. M-aș îndoi în această privință. Au apărut, desigur, în media anumite tendințe de abuz ale unor directori de teatre, chiar la Burg Teatr, dar față de actrițe. Și atunci s-au luat măsuri. Însă, în partea creativă a unui spectacol, nu cred, dar cu siguranță nu pot să spun, pentru că nu am participat. Dar acest personaj, dramaturgul, el are și această sarcină de a rezolva eventuale conflicte. Interesant ce spune Irina, un personaj de tipul ăsta al mediatorului, nu? Lipsește, nu... În anumite teatre există, să zic, producător sau consultantul artistic care se ocupă uneori, dacă e cazul, și de aceste aspecte, dar asta ține de cultura organizațională internă. Da, la noi nu există dramaturgul în sensul acesta, există compartimentul secretariat literar, care ar trebui și ăsta adus în prezent, pentru că e nevoie. Și unde lucrurile sunt destul de amestecate. Nu știu exact cum mai funcționează și acum. Să nu uităm că, totuși, iartă-mă, Irina vorbește de un context în care dramaturgul are un statut foarte puternic, adică chiar, o autoritate. Exact, dramaturgul chiar e o autoritate și de la problemele foarte specifice de construcție a unui spectacol până la probleme mai mari de care vorbea și Irina, statutul lui nu este criticat, nu este chestionat, nu e o figură delegitimată, adică rolul lui e foarte important. Dacă el îți spune că trebuie să tai o anumită parte și are argument, tu ca regizor vei ține foarte mult cont de ochiul acestui gânditor, până la urmă, dramaturgul, în sensul german, e un gânditor foarte aproape de întreaga construcție. Și de text, și de echipă. Exact, și de negocierea asta a unor tensiuni de care vorbea aici, devine la noi, știți cum e, cine ești tu să-mi spui mie că nu știu cum ar trebui să mă comport. Adică întotdeauna delegitimările apar și de asta poate că e bine
să vorbim și despre cultura organizațională a unui teatru și despre toate tipurile astea de tensiuni care apar uneori. Pentru că până de mult secretarul literal devenise, de fapt, sau căzuse la rolul de, nu știu, organizator de marketing. De marketing, da. Mi se pare foarte trist rolul acesta, să posteze numai pe Facebook, să facă numai comunicate de presă și cea mai intelectuală activitatea lui să facă... Să scrie caietul program. Exact, da. Ori se pierde foarte mult și dacă ar ajuta regizorul și dacă l-ar ajuta și cu textul și pur și simplu cu un ochi detașat care sesizează de la distanță ce se întâmplă la repetiții și ar colabora, ar fi un câștig fantastic, după părerea mea, pentru că nici regizorul nu poate să le facă pe toate în momentul acela și nici el nu poate să vadă cu claritate rezultatul final sau... Cred că o colaborare i-ar fi extrem de prielnică și regizorului și regizoarei și că deja nu mai contează aici, sper. Se mai fac vizionări? Adică există vreun cap limpede sau niște capete care după ce... Nu. Cum să nu? Nu. Se mai fac vizionări în care se mai pot schimba niște lucruri după când un regizor are gata o premieră. Acum, depinde cum se întâmplă lucrurile. Că de la caz la caz. Din punct de vedere artistic, nu prea ai cum să te amesteci cu câteva zile înainte de premieră. Da, poate se fac niște sugestii, dar regizorul este în continuare cel care își asumă reușita, laurii sau eșecul. Nu e reușita. Să-l muiem un pic termenul. Pe final, că mai avem vreo 5 minute, Mihaela, eu voiam să ne spui un pic câte ceva despre premiera de la Replica, un proiect internațional cu femei. Da, e un proiect internațional, e un proiect care a presupus o colaborare între trei parteneri din România, din Grecia și din Portugalia. E un proiect în care joacă trei actrițe din trei generații foarte apropiate una de alta și e o reflecție asupra sistemelor educaționale din cele trei țări, reflecție făcută din perspectiva poveștilor personale ale acestor actrițe care trec prin diferite momente, care își amintesc cum arătau școlile din perioada în care au fost eleve, care se confruntă cu dictaturi fasciste, care explorează raportul între tensiunile din spațiul domestic și tensiuni politice. E un spectacol regizat de Radu Apostol, scenografia Gabi Albu, și ce ne-am dorit în acest spectacol a fost de fapt să încercăm să vedem cum arată, cum recuperăm tot așa niște povești ale unor eleve de liceu din anii 70 care ulterior au devenit, să zicem, profesoare de teatru în țările lor, care au terminat niște facultăți vocaționale. Cum arată lumea din această perspectivă? E atât de diferită? Mă refer... Sunt diferențe, la România, Portugalia... Sunt diferențe pentru că sunt contexte care au niște amprente puternice, sociale, și încercăm cumva permanent să punem în relație poveștile personale cu diferite tipuri de contexte. Și să avem și un tip de recuperare tandră și în același timp distantă a unui trecut, și să vedem în același timp și cum arăta și cum arată astăzi sistemul educațional. Ce am pierdut, ce am câștigat, spre ce ne îndreptăm, ce mai poate fi școala, cum reprezintă de fapt școala acest spațiu al tensiunilor multiple. Spectacolul se joacă începând de săptămâna viitoare, da, și nu știu ce tip de ciclicitate va avea cu distribuția asta internațională. Da,
E un spectacol în care joacă Mihaela Rădescu, Elsa Valentim, o actriță din Portugalia, și Evita Papaspiru din Grecia. E un spectacol care se joacă acum de pe 27 noiembrie până pe 1 decembrie și va fi reluat în februarie, 17 și 18 februarie. Da, se cheamă Tria. Da. Cele trei eroine care depun mărturie despre viața și lor și lumea în care trăim. Mulțumesc pentru discuția asta. N-am ieșit așa de rău, ca să zic așa, n-au ieșit așa de rău creatoarele, deși rămâne ca un orizont ideea asta a accesului la resurse și la scene. Și da, rămâne să vedem ce vor face aceste generații, nu, de absolvente care au ceva de spus. Mulțumesc mult pentru discuția asta. Mulțumesc, Irina, că ne-ai alăturat de la distanță. Da, și mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Numai bine!